Vă rog să-mi permiteți să vă spun urările de bun venit în Spitalul Județean în primul rând și să mulțumesc tuturor invitaților că sunt prezenți aici și să ne bucurăm împreună de această realizare care deosebi prin grija acestei firme pe care colegii mei probabil că o cunosc, firma Novo Nordisk din Danemarca, Centrului de Diabet din Baia Mare, pentru a constitui acest mic nucleu de educație pentru pacientul diabetic. De un loc în care această activitate de educație să se facă organizat, structurat, învățare a pas cu pas a fiecărui lucru care trebuie să-i conducă spre o viață mai bună, dacă așa de tine și noi o spunem de astăzi și de mulți ani. Deschiderea unui nou obiectiv în Spitalul Județean. Și satisfacția dumneavoastră profesională, pentru că în Baia Mare, taumaturgice deosebite. Pentru bolnavii din județul nostru merită pe deplin eforturile pe care dumneavoastră le faceți. Conducerii Spitalului Județean și în mod special doamnei dr. Julieta Cristescu, pentru faptul că au răspuns foarte prompt la această inițiativă a noastră. Spun în mod oficial că transmit și salutările Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj. Este un